Spunem în continuare ca Tatăl nostru Ceresc să fie binecuvântat împreună cu Fiul Său, să fim binecuvântați și noi, toți cei care în această zi de sabat am hotărât, prin sfânta chemare pe care El ne-a făcut-o la mântuire, ca să urmăm căile Lui, să ascultăm de cuvântul Lui și așa cum a hotărât El, a zis că a binecuvântat această zi de odihnă, o sfințită încă de la începutul creației și ne-a lăsat și nouă ca poruncă ca să putem să avem această zi odihnă, să o sfințim și să căutăm părtășia cu El, binecuvântat să fie numele Lui. Și îi mulțumim! Îi mulțumim și în această zi,
Am mai trecut o săptămână binecuvântată, suntem aici, neoferit de multe probleme, de multe necazuri și mulțumim că a fost cu noi până în această zi și ne-a mai dat oportunitatea să auzim Cuvântul lui Dumnezeu pe timpuri de prigoană, când nu existau scripturi, oamenii doreau să audă o predică, doreau să audă o cuvântare, doreau să audă pe cineva care citește din cuvânt și nu-l aveau. Ce har minunat avem noi astăzi pe care nu-l prețuim, pe care nu ne dăm seama de această minunată libertate în care putem să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Dar în toate acestea, El este acela care ne călăuzește, ne îndeamnă, ne învață și ne readuce și în această zi cu picioarele pe pământ, să înțelegem că, de fapt, Scriptura este hrana cu care ar trebui ca sufletele noastre să-și găsească satisfacția spirituală, pentru că cea pământească o avem, și prin faptul că de multe ori avem lipsă de studiu, avem lipsă de citirea Scripturii, oamenii sunt neîmpliniți. Și nu-ți găsesc împlinirea nicăieri. Nicăieri. Pentru că ființa aceasta umană, sufletul acesta, trupul acesta, unde există viață, nimeni nu îl împlinește decât cel prea înalt la comanda Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Aici pe pământ ne satisfacem, mergem la restaurante, mergem la distracții, ne cumpărăm una și facem cam ce vrem noi. Dar liniștea sufletească sau satisfacția spirituală, aceea, sau acea pace lăuntrică vine de la El, de la Dumnezeu. Și aș dori ca El să lasă această pace peste noi în această zi, dacă sunt stări de nemulțumire, de neliniște, stări neîmplinite în mijlocul nostru, sau duhuri care nu ne lasă să ne apropiem de El, nu ne lasă să avem această părtășie așa cum El ar dori, în numele Fiului Său, ca El să ne elibereze de aceste stări, El să lase pacea, așa cum a zis Domnul Iisus, vă las pacea, eu nu vă dau cum o dă lumea, binecuvântat să fie El. Ne întoarcem la textul din această zi, care fratele Marcu l-a citit, Evanghelie după Matei, capitolul 4, este, îl numim așa, un text mesianic, dacă vreți, pentru cei care cred Scripturile. Și aici nu mă refer pentru cei care oarecum consideră că, de fapt, Scripturile sunt geneza Maleahi. Eu cred că și cartea Matei și până la Apocalipsa, Duhul Sfânt așa au lucrat prin oameni ca să lase aceste mărturii bine întemeiate, ca noi astăzi să auzim și să credem în ele, mărire Domnului. Matei, capitolul 4, versetul 12, de fapt, mesajul din această zi era de la 16 și 17, dar eu aș vrea să citim de la 12 până la 17 ca să înțelegem. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice: Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Amin. Și Apocalipsa ne relatează când este vorba despre venirea Fiului Omului, zice: vino Doamne, vino Maranata. Deci Apocalipsa ne relatează că, de fapt, noi ar trebui să fim gata, să fim pregătiți pentru întâmpinarea mirelui sau pentru venirea împărăției lui Dumnezeu. Și să o dorim. Unii nu o doresc, pentru că zice: băi, nu sunt pregătit, nu sunt pocăit încă. Așa cum avem textul din această zi, pocăiți-vă. Alții o așteaptă cu dor, alții au dorit să vadă lucrurile pe care le vedem noi, așa spune cuvântul, că mulți dinaintașii
Scripturii cu care se laudă Scriptura ar fi dorit să vadă lucrurile pe care le vedem noi astăzi sau care le-au văzut alții și ei nu le-au văzut. No, ce har minunat avem astăzi că prin credință, cum spunea fratele Marco de la Evrei, toți acești oameni au rămas statornici și ce este interesant, că prin credință oamenii ăștia au crezut în promisiunile și în făgăduințele lui Dumnezeu, au trăit în ascultarea lui Dumnezeu, dar totuși ei n-au dobândit aceea ce de fapt poate că ei așteptau. Aceea cetate binecuvântată. N-au moștenit-o încă. Dar prin credință, oamenii ăștia au avut o țintă și au rămas credincioși. Facă bunul Tată Ceresc să rămânem și noi credincioși. Că vom pleca de pe pământul ăsta și probabil că nu vom avea ce noi ne-am așteptat. Să nu rămânem dezamăgiți. Toți înaintașii noștri, care au fost binecuvântați de Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat prin ei, au trăit ca și noi și prin credință au primit la lucrurile care aveau sau care trebuie să vină. Și știm că va veni o zi când le vor moșteni și tu, și eu, și ei, dacă rămânem prin credință statornici. Amin? Aceasta este nădejdea noastră și Dumnezeu să ne întărească. În al doilea rând, textul din această zi a spus că este un text mesianic, vorbește despre un lucru important care în vremurile noastre este negat. Zice că după ce Ioan a fost închis, el s-a dus în Galileea. A părăsit Nazaretul unde a crescut și s-a dus la Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftale. Și întrebarea mea este, de ce s-a dus el? Vorbim despre Mântuitorul. De ce s-a dus el în Capernaum, în ținutul lui Zabulon și Neftale? Se ridică întrebarea. De ce? De ce Iisus a părăsit Nazaretul și s-a dus în țara lui Zabulon și Neftale? Dragii mei, Scriptura întotdeauna ea dorește ca noi să o întrebăm. Ca să-i facem întrebări. Și dacă întrebarea mea este de ce Iisus s-a dus în țara lui Zabulon și Neftale, citiți versetul 14, te rog să mi-l pui. Matei, capitolul 4, cu versetul 14. De ce Iisus s-a dus în țara lui Zabulon sau în ținutul lui Zabulon și Neftale, adică în zona Galilei, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice. Deci, hai să urmărim lucrarea Mântuitorului. Avem multe texte în Scriptură unde El face referire. De ce a făcut cu tare lucru? Ca să se împlinească ce a fost zis prin prorocul. În Faptele Apostolului avem în capitolul 7, mi se pare, acolo, în capitolul 3 sau 4, avem un argument acolo unde Petru argumentează cam aceeași idee, când zice, voi ridica din mijlocul fraților voștri un proroc, ca mine. De ce? Ca să se împlinească, spunea lucrurile astea, ca să se împlinească ceea ce a fost vestit prin Moise sau ce a fost scris în lege. Deci, ăsta e lucru foarte important ca să înțelegem misiunea lui Iisus. El nu a venit, de fapt, și zice că eu n-am venit ca să stric lucrările lege, nu? Eu am venit ca să le împlinesc. Și stați liniștit că atunci când zice eu n-am venit să stric lucrarea legii, ci am venit să trăiesc legea. Păi el n-avea nevoie, că el era drept, sfânt și neprihănit. Amin? În el nu s-a găsit păcat, pentru că el n-a călcat niciodată, pentru că el era sfânt. Cel preanalt era în el. Calitățile lui era peste el. Și el n-avea cum să calce, pentru că el era legea, el era dreptatea. Și atunci ce vrea să ne spune? Zice că eu n-am venit să stric legea sau lucrările legii, am venit să le împlinesc. Tocmai aceasta. El s-a dus în ținutul lui Zabulon și Neftale ca să se împlinească ce a fost scris prin prorocul care zicea. Și haideți să vedem
Ce zicea prorocul ăsta? Că probabil dacă nu întrebăm Scriptura, dacă nu vorbim cu Scriptura și nu ne confirmă Scriptura, cineva spune, bă, omul ăsta vorbea de la el. Că nu corespunde lucrurile. Haideți să deschidem. Care știți? Care e prorocul? Au vorbit lucrurile astea. Isaia, capitolul 9. Isaia, cartea lui Isaia, e combătută foarte mult în vremurile noastre. Vorbim de la capitolul 7, cu privire la Emanuel, capitolul 11, capitolul 9, capitolul 53, capitolul 42, 41, numai ca să scoată din context pe cel care de fapt spunea lucrurile astea ca să se împlinească ce spunea profetul. Păi sigur că cunoștea cuvântul, nu? Cunoștea hotărârile Tatălui Ceresc prin care a lucrat prin profeți mai dinainte. Cunoștea toate lucrurile, Mesia. Și nu la voia întâmplării, zice că s-a dus în Galileea, în ținutul Galilei, în țara lui Zabulon și Neftali. Galileea neamurilor este numită, ca să se împlinească ce fusese zis prin prorocul care zicea în felul următor, Isaia, capitolul 9, cu versetul 1. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ, în care acum este necaz. În urmă cu 750 de ani înainte de venirea lui Mesia, Isaia are această profeție din partea lui Dumnezeu. Și spune un lucru clar tuturor oamenilor că dacă în lumea asta, în timpurile de atunci, există întuneric, adică există răutate, există nedreptate, există necredință, există răutate, există atâta împietrire, el dă o speranță. Totuși, cu toate acestea, că vrăjmașul, că diavolul are încă influența în lumea aceasta, să știți, oameni, că lucrurile astea nu vor fi veșnice. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci, pune punct Isaia prin profeția care o are și zice, dă o speranță tuturor oamenilor. Că zice, întunericul nu va împărăți veșnic, dar nu zice numai pe pământul lui țării lui Zabulon și Neftali sau lui Israel sau iudei în general sau Ierusalimului. Nu! Nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și putem să spunem că tot pământul e cuprins de nelegiuire, nu? Tot pământul e inundat de întuneric și de nedreptate. Și Isaia țintește la nivel mondial, dacă vreți, la toate popoarele, întunericul nu va împărăți veșnic. Vine o zi când el va fi radicat. Vine o zi când el va fi eliminat. Când întunericul acela trebuie să facă lumină. Merg mai în jos. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali. După cum în vremurile trecute întunericul acesta a fost peste această țară a lui Zabulon și a lui Neftali, unde erau ce erau? Israel. Făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Oameni care aveau legea, care aveau cuvântul. Dar după cum în vremurile trecute a acoperit această țară cu ocară, țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare. Capernaum, care a fost acolo, știți că era o sinagogă acolo și exact lângă Marea Galilei, nu-i departe. Și Scriptura confirmă și Evangheliile că de multe ori Iisus când era la Capernaum, acolo în sinagogă, era lângă mare, stătea de vorbă cu ucenicii, mergeau la pescuit acolo și Isaia, cu mulți ani înainte, zice că în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Aceleași cuvinte pe care Domnul Iisus
le rostește în Evanghelia după Matei, unde zice că s-a dus din Nazaret, s-a dus în ținutul lui Zabulon și Neftali, Galileea, neamurilor, undeva lângă mare, ca să se împlinească ce spunea Isaia, binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți încă o dată de ce Iisus sau de ce Mesia era împlinitor al lucrurilor ce scriau sau care erau scrise în lege cu privire la El? El a avut menirea ca să împlinească tot ceea ce au vestit, ce a vestit Dumnezeu prin profeți. Ca astfel profețiile făcute prin cu mii de ani înainte, prin oameni ca și noi, oameni credincioși, rămâneau neîmplinite și erau numiți profeți mincinoși, dacă lucrurile acestea nu se întâmplau. Însă El accentua foarte, foarte tare și să înțeleagă că tot ce este scris cu privire la mine, spune El, mi se pare în Luca, hai să vedem dacă găsim, Luca capitolul 24, în ultimul capitol, când El stă de vorbă cu ucenicii săi, Lui, după ce după înviere, zice în felul următor. Versetul 36, pe când vorbea ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă și pacea Lui să fie și peste noi. Versetul 44 zice, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine, unde? Luca 24 cu versetul 44. Iată, le-a zis, ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Pentru că ei au rămas surprinși de învierea Lui. Cum adică? Mai cu câteva versete spune că, de fapt, ei au crezut că văd o nălucă sau un duh. Atunci li s-au deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-au zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovedească tuturor neamurilor în numele Lui pocăință și iertarea păcatelor, începând în Ierusalim. Și voi sunteți martori ai acestor lucruri. Dumnezeu să fie binecuvântat. Deci, El trebuia să moară, să învie și să se propovedească tuturor neamurilor, ce? Pocăință, iertarea păcatelor, începând în Ierusalim și până la marginile pământului. Dumnezeu să fie binecuvântat. Zice în continuare, după cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare vor acoperi cu slavă ținutul de lângă mare. De ce? Pentru că Iisus, Mesia, s-a dus exact acolo, în ținutul acela, adică slava lui Dumnezeu era peste El, era în ținutul lui Neftali, lui Zabulon și Neftali și le provodea oamenilor pocăința, mântuirea și iertarea păcatelor. Dar poporul, versetul 2, care umbla în întuneric, și tu ai umblat în întuneric, și eu am umblat în întuneric, și lumea întreagă a umblat în întuneric. Dar acest popor, zice, care a umblat și cei din Zabulon și Neftali, dar poporul care umbla în întuneric, vede o mare lumină. Dar peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Tu înmulțești poporul și îi dai mari bucurii. El se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș și cum se veselește la împărțirea prăzii. Întrebarea din această zi, tu ai primit această lumină? Dacă întunericul era peste casa ta, peste familia ta, peste tine, peste viața ta, în țara lui Zabulon, în Galileea, a venit o lumină și vine Domnul Iisus într-un alt pasaj, în Ioan, capitolul 8, și
Și spune tare frumos, zice, eu sunt lumina lumii. Cine crede în mine va avea și el această lumină și va fi și el această lumină. Sau va fi și el luminat. Această lumină constă în ceva. Zice, oamenii întotdeauna au iubit lumina sau întunericul? Interesant. Așa ne bucurăm acum într-o seară s-o luat curent, o altă seară, vreo oră și ceva, și am stat. Și dintr-o dată a venit lumina și ne-am bucurat, în sfârșit. Avem lumină și putem să facem, să vedem toate lucrurile deslușit. Scriptura arată însă că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și acolo e o problemă. De ce? Pentru că spuneau că ei au iubit întunericul pentru că faptele lor erau rele. Și dacă faptele mele sunt rele, sunt un micinos, sunt un hoț, un criminal, un bârfitor, un făcător de rele, sigur că lumina, atunci când mi se aducă faptele făcute la întuneric, când se aprinde lumina în dreptul meu, mi se văd faptele și mi-e rușine de ele. De aceea, oamenii nepocăiți, oamenii nemântuiți, spune că urăsc lumina pentru că faptele lor sunt văzute. Și oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că aveau fapte rele. Și Domnul Iisus tocmai de aia au venit ca să zdruncine întunericul. Să nimicească întunericul, pentru că Isaia spune că zice, totuși întunericul nu va împărăți pe pământ întotdeauna. Dar ce va împărăți? Păi lumina! Mântuitorul a venit pe străzile Ierusalimului în Galileea, El care era lumina lumii, El care după mesajul lui Ioan la botez, El a zis, Ioan spunea, zice, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mântuitorul spune, pocăiți-vă căci vremea este aproape. Adică, în puține cuvinte, spunea fratele Marco, oameni buni, ieșiți din întuneric. Dacă oamenilor le place să stea în întuneric, Mântuitorul face această chemare sfântă. Ieșiți din întuneric și veniți la lumină. Cum? Versetul 5. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice hrană, haină de război tăvărită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Și El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a Lui David și împărăției Lui. O va întări, o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce face râvna Domnului oștirilor. Bă, frate, vă dați seama de făgăduințele aceste minunate pe care Isaia le vorbește cu mulți ani înainte ca Mesia să apară în mijlocul Ierusalimului cu 750 de ani? Zice că un copil ne s-a născut. Cine era ăla? Sigur că are evidență pe Mesia. Și vor pune numele. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Și în final spune că El va face ca domnia Lui să crească. Adică împărăția Lui, așa cum spunea Daniel, despre această piatră care s-o dipin din munte, împărăția Lui să crească. Adică lumina să fie împrăștiată pe tot pământul și oamenii să se mulțească, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Nu știu, Marco sau care ați citit acolo în Efeseni despre acea făptură născută din nou sau omul născut din nou. Să nu mințiți, să nu înjurați, să nu vă mințiți unii pe alții, să nu trăiți în lucrările firii pământești, ci purtați-vă buni, fiți buni unii cu alții, iubiți-vă. La aceasta am fost chemați. Ați auzit vreodată pe Mântuitorul în Evanghelie ca să spună, bă, zice, s-a zis,
Să urâți pe vrăjmașii voștri. Dar eu cum vă spun? Ce vă spun? Să? Păi iubiți! Dacă cândva s-au zis, eu acum nu vă zic. Vă spun, este scris, să vă iubiți unii pe alții. Amin? La aceasta am fost învățat. Aceasta este lumina. Dacă întunericul încă în mijlocul pământului, în mijlocul lumii și domnește încă, el a venit ca să dezrădăcineze, să omoare acest întuneric și să aducă toate lucrurile, să aducă lumina în familia mea, în familia ta și în familia tuturor celor care caută pe Dumnezeu. Și dacă mesajul din această zi este și pentru mine, zice, pocăiți-vă, aș vrea să înțelegem aceste împliniri mesianice. El, care era lumina lumii, s-a dus să provodească în ținutul lui Zabulon și Neftale ca să se împlinească ce a fost scris. Și Isaia, acest om, inspirat de Duhul Sfânt, are o vedenie în care mi-am pus de multe ori întrebarea, în capitolul 6 spune, l-am văzut pe Domnul și niște heruvim sau niște serafim care îi dădeau slavă. Și strigau toți acești serafim, Sfânt, 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 este Domnul Sfânt. Și în momentul acela se întâmplă ceva. Păi, își face el întrebarea, cum poate un om, eu care sunt un om cu buze spurcate și necurate, să-l vadă pe cel care este sfânt? Dar haideți să citim puțin, ca să avem lumină și în direcția aceasta. Isaia, capitolul 6, cu versetul 3, spune, strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor și tot pământul este plin de mărimea Lui, mărirea Lui. Se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și care s-a umplut de fum. Fiți foarte atenți la Isaia acum. Și atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor, mărire Domnului. Vai de mine, spunea el, că sunt pierdut. Citim Evanghelia după Matei, capitolul 3, zice Ioan, versetul 11, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge grâul în grânar, dar preava o va arde în foc, care nu se stinge. Aceste lucruri le spune Ioan despre Mântuitorul. În schimb, spune că cei din Ierusalim mergeau ca să primească botezul, adică botezul în apă. Și oamenii când ajungeau la el, spune versetul 6, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ce înseamnă să primești botezul? Sau oamenii pe care îi botezați? Spune Ioan în primul rând că oamenii trebuia să-și mărturisească păcatul. Ce înseamnă aceasta? Credința vine în urma auzirii cuvântului, adică propovăduirea Evangheliei. Și oamenii ăștia au auzit mesajul Evangheliei și au venit la Ioan. Și Dumnezeu a străpuns prin Duhul Sfânt inimile oamenilor și au avut curajul ăla și au avut puterea ca să cadă în genunchi, să-și recunoască păcatul, să spună ca și Isaia, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Câți dintre noi sau câți oameni au curaj să-și recunoască păcatul în această zi? Isaia, când s-a întâlnit cu Dumnezeu, dacă vreți. Și aici aș vrea să înțelegem un lucru important. Că dacă nu te întâlnești cu Dumnezeu, adio pocăință.
sau naștere din nou, dacă nu ai o întâlnire directă cu Dumnezeu, dacă nu-L întâlnești pe Dumnezeu în viața ta, în inima ta și dacă nu-ți drunginează inima să cază în pământ, să cază în genunchi, cu sinceritate, nu ca și ăștia alți, că zice când au venit fariseii și saducheii, ce le-o zis Ioan? Păi mergeți, băi, oamenilor, mai întâi de toate, că voi probabil ca alaltă ieri ați venit și ați mărturisit și voi, unii din voi, ați mărturisit cu gura, ați mărturisit păcatele voastre. Și după două zile ați trăit din nou aceeași viață. Deci n-ați fost oameni sinceri. În schimb, probabil au fost, probabil, sigur că au fost oameni. Că Scriptura nu minte. Oameni care au fost ucigași, au fost hoți, oameni care n-au cunoscut pe Dumnezeu, dar în momentul când Ioan le propodea Evanghelia, adevărul, pocăință, dacă vreți, sau mântuire, salvare, mulți au căzut în genunchi. Pentru că Dumnezeu o atins inimile lor și și-au văzut păcatul. Și astăzi, marea problemă că mulți nu-și văd păcatul. Marea problemă a multor oameni este aceea că ei cred că stau bine așa cum stau. Adică, în întuneric, în negură, în ceață. Isaia zice, întunericul nu va domni pentru totdeauna, că vine cineva care are să-l elimine și să aducă lumina. E mare bucurie și mare, hai să zic altcumva, e un mare har să-ți dai seama că ai buzele necurate. V-ați gândit vreodată? Zice Isaia, băi, un om cu buze necurate, un om care trăiește în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și are șansa ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. În momentul când el și-a recunoscut păcatul, ce-a făcut Dumnezeu în viața lui? Care știți? Ce-a făcut? Curaj! Când tu îți recunoști înaintea lui Dumnezeu, sau chiar și înaintea fraților, frații care sunt frați adevărați, dacă eu îmi recunosc greșeala, fratele are datoria, obligația să mă ierte. Și când Isaia și-o văzut buzele alea necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Își recunoaște necredința, nedreptatea și își necunoaște buzele astea necurate pe care el avea și că locuia în mijlocul unui popor care probabil tare de multe ori sunt pietrite înaintea lui Dumnezeu. Dar unul din serafim, din cei care dădeau slavă celui sfânt, o zburat spre mine cu un cărbune în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Și cum era cărbunele ăsta? Cum? Aprins, nu? Dacă l-o lua de acolo de pe altar, unde este foc, o luat cărbunele ăla și nu l-o lua cu mâna, că dacă l-o lua cu mâna s-a ardea, sau cu ceva, l-o luat cu cleștele de pe altar. Înseamnă că avea o temperatură mare acolo, nu? Că păcatele noastre care le avem, păi trebuie foc, dragă, ca să le curățească. Aurul curat. Păi de câte ori trebuie să fie încercat? Nu curățit prin foc. Amin? Păi trebuie temperatură mare acolo ca să îndepărteze toată nelegiuirea. Mi-a atins gura cu acel cărbune, nu știu câte grade o fi avut. Că e interesant că el nu s-o fript sau nu s-o ars la gură. Nu a avut răni, cicatrici. Dar mărturisește, sigur că era o vedenie, eu cred că înțelegeți lucrul ăsta, nu? Dar zice că mi-a atins gura cu el și atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Pune-te, rog, versetul 7. Să vedem versetul 7. Mi-l dai acolo puțin? Să-l vedem și pe filmare după aia. Isaia, capitolul 6, versetul 7. Mai activ, Darius, te rog, așa cum ai fost de obicei. Deci, Isaia, ca și mine, ca și tine și ca și mulți oameni în întuneric, bun?
în nelegiuire, buze necurate, oameni nepocăiți. Mântuitorul spune, pocăiți-vă. Vine Isaia și spune în vedenia lui, zice că a văzut pe cineva care a luat cărbune de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, adică nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Punct. Adică tot ceea ce tu ai făcut, toată nelegiuirea pe care a existat peste tine este îndepărtată de la tine și în plus ai iertarea păcatelor, ispășirea păcatelor. Suntem la ziua ispășirii peste puține zile. Ăsta e mesajul pe care Serafimul i-a dat lui Isaia. Prin cărbunele acela cald, atingându-se de buzele lui, zice, nelegiuirea și păcatul lui ispășit. Și acum, zice versetul 8, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, spune Isaia. Când? De ce n-a spus înainte? Când i s-au atins cărbunele de buze, înainte de atingere, înainte de ispășire, înainte de îndepărtarea nelegiuirii. De ce n-a spus așa, iată-mă? Dumnezeu lucrează în viața noastră doar după ce noi am fost curățiți. Doar după ce ne-am mărturisit păcatul. Doar după ce am primit botezul, cum le spune Ioan aici, că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Pocăința are câteva lucruri la bază. Credința care vine în urma auzirii cuvântului, recunoștința, ca și Isaia, recunoaște că ești un păcătos, mărturisirea păcatelor, nașterea din nou, care este lucrul cel mai important pe care ar trebui să-l înțelegem noi, nașterea din nou pe care o face Duhul Sfânt în viața unui om, chiar și atunci când își mărturisește, chiar și atunci când se recunoaște, atunci când cade la pământ și își recunoaște că este un păcătos, este Duhul Sfânt care este în el și îl face să iei decizii noi, să fie o făptură nouă și un om nou și Dumnezeu să ne ajute. Și Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să ajute tuturor oamenilor să ne lăsăm prelucrați, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Să facem aceste lucruri, mărturisire, mărturisirea păcatelor, pe lângă credință, și în momentul când ți-ai mărturisit păcatul, vine nașterea din nou. Nașterea din nou este o viață trăită sau acceptată, sau că tu l-ai acceptat pe cel care ți-a adus neprihănire sau ți-a adus mântuire, pe Mesia în viața ta. Ai acceptat ca prin El să primești iertarea păcatelor și ai acceptat, ai fost dus la o viață nouă. Nașterea din nou s-a produs în tine prin Duhul Sfânt, pentru că spune, zice Ioan, eu vă fac toate aceste lucruri, dar cel care este, care va veni după mine, el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Ce înseamnă aceasta? El este cel care avea să lase, să trimite Duhul Său cel Sfânt, să ne învrednicească cu o putere, foc, El este Cel care face ispășirea păcatelor. El este Cel care îndepărtează nelegiuirea, punem te rog versetul 7. Deci mi-a atins gura cu El și a zis, atingându-se cărbunele acela de buzele tale, nelegiuirea este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Cum? Cum a fost îndepărtată? Prin cărbunele acela, prin focul acela care curăță, care te face să fii un aur curat. Cine are puterea aceasta? Cine a fost cel care trebuia să îndepărteze nelegiuirea și să facă ispășirea pentru noi? Iisus, Mesia, spune că El este mielul
fără cusur. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. El a îndepărtat nelegiuirea și de la mine și de la tine și îndepărtează nelegiuirea și nu-și mai aduce aminte de nimeni și curățește viața noastră. El vă va curăța sau El va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dacă rămâneți în ascultare și păziți cuvântul Lui. Pocăiți-vă, spunea Domnul Iisus, credeți în Evanghelie, întoarceți-vă oameni, primiți cuvântul lui Dumnezeu și veți beneficia de binecuvântări și de împliniri profetice pe care El le-a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi. Facă bunul Dumnezeu și în viața noastră și în viața celora care încă nu s-au pocăit, încă nu s-au întors de la păcat, încă nu s-au întors de la întuneric, încă domnește întunericul în viața lor. N-au înțeles încă că există o lumină care poate să lumineze sau să întunece întunericul ăla, sau să-l elimine, sau să-l acopere. Dumnezeu să-i facă conștienți să spună ca și Isaia. Ai milă de mine, Doamne, că sunt un om cu buze necurate. Ai milă de mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Roagă-te lui Dumnezeu să ai o întâlnire personală ca Dumnezeu, prin harul Lui să se îndură și de tine, să îți dea această putere să te recunoști că ești un păcătos și că ai nevoie de salvare. Mântuitorul nostru este viu și El e gata să ne primească pe fiecare și să primească și pe cei care încă n-au crezut și n-au apucat să vină la mântuire. Și acum, în final, haideți să ne pocăim cu toții încă. Haideți să ne pocăim. Haideți să ne pocăim și să ne întoarcem cu toții la Domnul, să spunem și noi ca și Isaia, suntem slabi, suntem păcătoși, avem de multe ori și noi buzele necurate, avem de multe ori viața care nu corespunde. Haide, Doamne, să ne întoarcem la Tine și curățește-ne Tu încă o dată pe fiecare, acum că ziua ispășirii e aproape, și îndură-te și de noi și mântuie-ne în continuare, binecuvântat și lăudat să fie numele Lui. Amin.